Merită să fii profesor? Măcar să citești cele ce urmează. 1. O știu pe Nikita, nu știam că o cheamă și Stănescu. Probabil între două cafteli mai scrie și poezii. 2. Eminescul a fost poet doar cât a trăit. În rest, nu știu ce meserie avea. 3. Dacă Arghezi scria o poezie, Ion Barbu scria alta diferită ca să nu-i confunde lumea. 4. Poeții nici ei nu știau ce scriau, de aceea suntem întrebați mereu ce-a vrut să zică autorul. 5. Poezia patriotică este cea în care ne arătăm dragostea de țară și ura față de dușmani. De aceea, Maneaua este poezie patriotică. 6. Ștefan Augustin Doinaș a scris Mistrețul cu colț de argint, în care, la sfârșit, el moare. La porcul scapă. 7. Baltagul e un fel de topor cu care babele își căutau soții prin pădure. 8. Tudor Arghezi și-a luat numele de la râul Argeș. Deci este un poet acvatic. În schimb, Ion Dunăreanu este un poet fluvial. 9. În Luceafărul, poetul arată cât de proastă e femeia care refuză un super gage unui muritor pentru un ospătar muritor și cald. 10. După titlu, poezia Zdreanță pare să fie despre o curvă, dar eu știu precis că este un câine care punea botul la ouă.